Așa, urcuș spre vârful ascuțit, pe triunghi albastru de la curmătura. Vremea e cam urâtă. Cum? Avem un pic și ajungem la vârful ascuțit. Vremea e cam urâtă. Urcăm pe triunghi albastru dinspre curmătura. Vine și Marius cu Mița în rucsac. S-a vărât pisica în rucsac. S-a speriat pisica de peisajul ăsta. Viorica. Sub vârful ascuțit. Viorica, da. Aleu, mi se termină bateria. Asta e bună. Viorica urcând pe cabluri. Hai, hai. Hai, te vine ce e ce. Zice, e fain că nu e prăpastia, știi? Ești între... E un... Ești între astea. Un vâlcel, așa, un scoc. Hai, vine și Marius. Ia altfel. Încă un pic până la refugiu. De sub vârful ascuțit, cresta nordică, urcăm de la curmătura. Cresta nordică a Pietrei Crăiului, la refugiu Carol Neumann. Nu! Stai că vin! Vârful ascuțit. Da. Jos, Valea Bârsei. Iar mai jos. Stâncării. Plaiul Foii. Înspre Țimbale. Și la om. Asta ce creastă e? Asta e creasta nordică. Iar peretele ăla acolo unde bate soarele e padina Popii. Refugiu Diana e chiar jos în capătul ei. Așa. Acolo ce-i Șirnea, Branu? Unde? S-a auzit ca o capră. Ca un ce? Uite acolo e vârful padina Popii, unde da? E. Și de acolo Neneola, jos? Da. Așa, piatra mică, hai! Acolo venim! Ați văzut floarea asta de aici?